Vreau să știu și estimările dumneavoastră pentru anul ce urmează. Înțelegem de la unii analiști economici că ar veni și o criză economică mai dură față de cea pe care am avut-o în 2008. Vă dați seama, e clar că orice criză are efecte pe termen lung. În momentul acesta s-a acționat cu măsuri care să tempereze impactul crizei. Da? Care va veni. Din fericire, nu s-a întâmplat ce s-a întâmplat, cu toate că am avut activități oprite, dar luați anul 2009, când chiar a fost impactul devastator. Deci, raportând la anul 2009 cu anul 2020, putem să spunem că prin aceste măsuri anticiclice au fost temperate aceste... Noi sperăm pe această creștere în V. Industria, toți indicatorii arată o creștere de la anul, dar, repet, odată cu furnizarea vaccinului, ceea ce arată în statele, să zic, care sunt mai avansate, să sperăm că până la sfârșitul primului trimestru vom avea acest vaccin și, practic, putem... Se vor suprapune, putem porni motoarele. Mai avem 80 de miliarde de euro care bani trebuie rapid, așa cum am spus, pe modelul IMM Invest, bani imediat furnizați în economie. Deci, practic, dacă vom sta și... Așteptăm vom criza. Fi cu... Exact. Deci trebuie luate măsurile din timp și cele câteva am enumerat eu aici, pe domeniul nostru, dar au fost și salariile, șomajul tehnic, chiar și o măsură care a fost foarte bună. Mai sunt și măsurile din Horeca luate, pentru că 20% din cifra de afaceri va fi la fel de contate din bugetul Uniunii Europene. Adică, practic, dacă începem complementar, odată să pornim economia cu, în paralel cu acest vaccin care, știți foarte bine, România deja a plătit 1 milion și se pregătește deja la Romexpo, din câte știu, să înceapă vaccinarea la sfârșitul lui decembrie. Odată cu începerea, cu pornirea economiei, să vină și complementar aceste măsuri care să ajute mediul de afaceri.